Regimul preferențial de import al mărfurilor moldovenești în Federația Rusă, care a expirat pe 1 aprilie, ar putea fi reluat în scurt timp. Promisiunea vine din partea fostului președinte al țării, Igor Dodon, care a făcut o solicitare în acest sens către autoritățile ruse. La rândul lor, exportatorii de fructe din Moldova spun că pentru ei orice taxă este o povară, iar reluarea livrărilor preferențiale pe piața rusă, cea mai mare pentru marfa lor, i-ar ajuta. Igor Dodon, care se află la Moscova, a discutat subiectul cu reprezentantul liderului de la Kremlin, Dmitri Kozak. Potrivit fostului președinte al țării, problema este stringentă, în special pentru importul de fructe, conserve și vin moldovenesc pe piața rusă. Aceasta devine și mai complicată în condițiile în care actualul șef al statului, Maia Sandu, nici nu a încercat să prelungească regimul preferențial pentru agenții economici din Moldova. Cu regret, actualul președinte nu face nimic pentru ca să fie prelungite aceste facilități pentru exportatorii moldovenești. Este vorba de livrarea fără taxe vamale a fructelor, în special mierele, și am trecut exportat de 200 ceva de mii de tone de miere, a vinului, a conservilor, a mai multor categorii de mărfuri care noi, de fapt, de bază, le exportăm în Federația Rusă. Președintele țării, cu regret, Maia Sandu nici nu s-a adresat pentru prelungirea acestor facilități. Exportatorii de fructe din Moldova spun că pentru ei orice taxă este o povară, de aceea un regim preferențial la livrările peste cotare este întotdeauna binevenit. Asociația producătorilor și exportatorilor de fructe Moldova Fruct așteaptă informațiile de la membrii săi pentru a face calculele reintroducerii regimului obișnuit de vămâire de către autoritățile de la Moscova. Pentru noi orice taxă este o povară. Nu am încă date dacă se percep taxele. Până se clarifică, eu știu, la începutul lunii, săptămâna viitoare, să știm pe ce scare e. Când am vorbit cu exportatorii. Și am zis că așa nu se zice când așa, pentru că slăvam acolo până ajunge informația, până ajustează, poate să trăieze, dacă ele sunt produse. Anul trecut a fost unul secetos, de aceea la export au mers mai puține mere decât în 2020. Livrările din sezonul nou de recoltă au revenit aproape în totalitate pieței ruse. 53-54 de mii de tone. Majoritatea 98% s-au dus, 97% s-au dus în Rusia. Eu cred că mai vindem încă vreo, hai să spunem, până la sfârșitul sezonului, până în luna iunie, încă vreo 50 de mii de tone de miere. Așa, estimările aproximative. Igor Dodon și-a exprimat speranța că o decizie favorabilă companiilor moldovenești va fi aprobată de autoritățile ruse în cel mai scurt timp. Regimul preferențial de vămâire, care prevede cota zero pentru taxele vamale la importul mai multor categorii de produse pe piața rusă, a fost aplicat acum 2 ani, în urma unei înțelegeri dintre fostul președinte al țării Igor Dodon și omologul său rus Vladimir Putin.